Cum să te îmbăiezi precum Cleopatra? Se spune despre Cleopatra, regina Egiptului antic, faptul că făcea baie în lapte. Deși la prima impresie poate părea un lucru prostesc, ea obișnuia să se îmbăieze în lapte, deoarece acesta catifelează pielea. 1. Umple cada de baie cu apă. 2. Adaugă în apă 6 cănii cu lapte. 3. Intră în cadă. Ar trebui să stai în acest amestec în jur de 10 minute. 4. Clătește-te cu apă curată, cristalină. Îmbăierea în lapte poate părea un lucru respingător, dar de fapt nu este așa. Îți catifelează pielea, este calmant, iar la final oricum te clătești. Dacă vrei, poți adăuga și puțină miere. De asemenea, poți adăuga în apa de baie și câteva picături din uleiul tău esențial favorit. Nu folosi mai puțin de 4 căni, dar nici mai mult de 8 căni cu lapte. După baie poți aplica o loțiune sau un ulei de corp. Recomand ulei tratament de corp, relaxare de la Clarins, loțiune de corp cu trandafir de la Jurlic, loțiune de corp ultra bogată cu unt de shea de la L'Occitan. Găsește și mai multe produse de îngrijire a corpului, la cel mai bun preț, pe Strawberry.net, compania cosmeticelor proaspete.